Servus! Te salut, tovarășe! Ce zi frumoasă, așa-i? Să tragi în piept aerul patriei, aerul țării, mumă să... Văd că iarăși e șef de plasă. Pe vremuri cine era șef de plasă, era cineva. Da. Dar păi să fi fost șef de raion? Dar ce-ai luat acolo? Ce-ai luat? De sezon, de sezon. Niște ceapă verde, un kil jumate de hrișcă, borș. Și am găsit icre roșii. Am găsit icre roșii. Am găsit icre roșii. Am dat un săpun ufa tinerei vânzătoare de la Teșghea. Și cât ai dat putăți astea? N-am dat mult. Am dat 5 ruble și 30 de copeici. Putin? Putin. Foarte putin. Dar tu ce-ai luat? Ce-am luat? O vodcă de dimineață. Bravo, bravo, bun băiat. Eu mă duc, mă uit cu Hazaica la show-ul favorit. Ce mai spun rușii? Bun prezentator Cabralski ăsta, mă. Foarte. Voi la ce vă uitați? Survivor. Survivor Siberia. Хорошо. Da, zvidanie. Da, auzi? Când poți să trec pe la tine? Nu mai pornește drujba. Hai mâine pe la prânz, că seara ne se ia curentul. Spasiva, Nicolae! Noi românii facem haz de necaz, dar nu acum. Acum când la granițele țării este război. Mii de vecini s-au refugiat la noi, lăsând în urmă agoniseala de o viață. Haide să nu-i abandonăm. Sunt grupuri pe Facebook, sunt site-uri unde putem dona, unde putem ajuta. Cu orice, cu un loc de cazare, cu o masă caldă, cu o bucată de pâine, cu o îmbrățișare, cu o jucărie. Să fim oameni, să ne ajutăm aproapele. Poate mâine noi vom fi în situația vecinilor.